Mircea. Alo, Mircea? Vino puțin la mine, am nevoie de tine. Dar de ce? Păi vreau să discutăm ceva. Bine, vine imediat. Uite, s-a deschis un magazin nou în cartier și nu sunt prea mulți pasnici. Vrei, ce zici? Vrei să-l Dar spargem? eu nu vreau, mi-e frică să nu ne prindă cineva. Haide. 2 hours later. Acum ce facem? Hai să vezi, ia-te după mine. Bună ziua! Bună ziua! Lăsați-mă în pace, n-am făcut nimic. Nu, mă rog, nu, n-am făcut nimic. Nu, nu, dar n-am făcut nimic, nu. De ce l-am ascultat pe Mihai? Vreau să am încredere în deciziile mele și să nu-l ascult pe trădătorul ăla. Ca să treci un ocean, trebuie să lași în urmă țărmul. Ești condamnat la 3 ani de închisoare! Dar de ce? N-am făcut nimic! Tași din gură! Nu mai contează! Dacă mai vorbești, primești mai mulți ani în plus! Te deranjezi, ce carte citești acum? Ah, nu mă deranjez, citesc cartea Cercul Încrederii 2. Hei, Roxana! Ce este Mircea? Cum au stat cărțile pe mine să am încredere să-mi uit trecutul, ajută-mă să fac o bibliotecă în închisoare ca să-i ajut și pe ceilalți. În fine, și vouă vă veni. Uite, s-a deschis un magazin nou în cartier și nu sunt prea mulți pasnici. Vrei să... Ce zici? Vrei să... Ai zis pasnici? Acum ce facem? Hai să... Ne uita, mă, mea. Nu, 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 nu,
Nu te uita la cameră! Pușcărie! Scuze că te deranjezi, ce cate ce te Ai, mă! Ar trebui să... Din nou frumos, din nou! Nu, n-am făcut nimic! Lăsați! Ce vrei, mă? Pe Mihai, că voia să am încredere în deciziile mele. Dar astea râd, că... De el a spus pușcăric! Hai, stai așa! Mă am înțeles cărțului, nu mai pot! Stop! Cum au stat cărțului pe mine, ajută-mă să fac o bine. Dar n-am auzit nimic. Stop! 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 Stop